Și ni se alătură prin Skype și Florin Lovin. Bună seara, Florin! Bună seara, vă salut! Era să zic salut cu drag! Era să zic specialistule! Știi la ce mă refer, da? De ce? Nu știi? Nu știu exact. Păi, n-ai văzut intervenția lui Johnny Culina la o conferință de presă la Dinamo? Că e plin de, are mulți Lovin prin Cehia, Dușan Ugrin și... unii specialiști din fotbal care își dau cu părerea? Da, noi nu suntem specialiști, cel puțin eu, sincer, după cum bine mă știți, sunt un fost jucător de fotbal, nu foarte bun, pot să zic chiar mediu, dar care, practic, prin muncă am realizat mult mai mult decât speram sau mi-am propus de la cariera mea de fotbalist. Și probabil văd lucrurile într-un anumit fel și știu la ce face referire. Probabil că i-am zis la un moment dat că nu înțeleg pe Dușan Ugrin ce caută iar la Dinamo. Ori nu are ce face acasă, ori are probleme cu banii, că nu văd nicio explicație. Da, la asta se referă. Dacă înțeleg un antrenor român care, într-adevăr, este la început de drum sau este aici acasă, în România, și să-ți bate și ori a fost cu Dinamo, ori are ceva pentru Dinamo, da, înțeleg. Dar pe Dușan Ugrin, care e a treia oară, nu știu, a patra oară, care vine mereu cu aceleași probleme, mereu fără rezolvare, mereu aceleași lucruri, da. De asta am zis, dacă am supărat, îmi cer scuze, dar eu îmi spun părerea ori de câte ori am ocazia și ori de câte ori sunt întrebat. E normal când ești cinstit și spui lucruri pe nume, mai și deranjezi. Admir sinceritatea sau, cum să zic, modestia, nu neapărat sinceritatea legată de nivelul tău ca jucător, dar, cum să zic, Florine, și asta e relativ, ca orice pe lume, pentru că, ok, dacă luăm când ai jucat tu, hai să zic că sunt de acord cu ce zici, dacă ai fi acum la 22 de ani în Liga 1, poate că am zice puțin altfel, nu? Da, nu, multă lume spunea, cel puțin în perioada de la Astra, când am luat campionatul, că, practic, sunt alt jucător față de cât eram cel de la Steaua. Adică la Astra mai îmi permiteam și un dribbling, mai îmi permiteam și un artificiu tehnic, să zic așa. Și cred eu că, de multe ori am spus, era nivelul slab din Liga 1, nu că eram eu, devenisem eu mai bun jucător. La Oțelul ai bătut și lovitura liberă. A Narcis, da, sub tutela lui Narcis. Acolo am bătut și lovitură liberă, am dat un gol important, dacă era 1-0, practic mi-a salvat de retrogradare. Da. Da, dar... A greșit da, tot. Da, e important. Ai dat perfect, nu glumesc. Am dat și eu câteva goluri și chiar pe alea, la alea am greșit important. Nu mai zic cât am tremurat la faza aia. Da, dar uite, făcând-o acum că mi-a adus Narcis aminte de acel meci, a fost un meci la Galați care s-a jucat cu stadionul arhiplin, da? Un meci din Liga 1 care practic cu Timișoara era un meci între două echipe care se băteau la salvare de la retrogradare și jucam cu stadionul plin. Acum vedem stadioane pustii, vedem stadioane părăsite care nu mai trag în afară de celebrele dueluri, Steaua, ok, FCSB Rapid, FCSB Dinamo și Dinamo Rapid. Este foarte greu, poate puțin la Craiova, vedem această emulație a suporturilor, în rest, dacă am pierdut toate aceste lucruri și asta este practic cauza ceea ce se întâmplă, au apărut aceste mici echipe, da, gen voluntari care nu-și dea acuza cu nimic, voluntari, Clinceni, Chiajna, care au fost în peisajul nostru în ultimul timp, fără o bază de suporte și la asta s-a ajuns acum. Da, uite că totuși ar mai fi ceva semne, acum nu știu cât de durată, ar fi, de exemplu, la Arad, e un stadion nou, lumea cred că e alături de echipă. Bun, nu au fost prea mulți acum la ultima partidă, dar a fost și cu Clinceni. La meciuri importante, stadionul ar trebui să fie arhiplin și lumea e dornică, cred, să fie alături de echipă. Aradul este un exemplu. Alte stadioane, am văzut și azi imagini în mediul online cu construcția de la stadionul de la Sibiu. La Constanța, dacă s-ar face un stadion și farul ar fi în play-off cum e și acum, iarăși, cred că ar veni lumea. Sau la Bacău, la Bacău, la Florin. La Bacău, ce să mai zic? Așteaptă Dinamo să-și facă un stadion, nu? Până nu, asta e clar, că suferim la capitolul infrastructură, însă nu doar asta. Nivelul practic, eu mă uit la copii. Noi, de exemplu, generația noastră, noi am crescut cu...
generația de aur, da? Aveam exemple, aveam practic jucători de fotbal etalon cu care practic rezonam și vream să ajungem cel puțin la unghia lor, de la piciorul, unghia de la picior. Da. Adică aveam și lupta asta cu noi înșine de a face mai mult. Acum nu mai văd. Adică eu pe finalul carierei vedeam la jucătorii tineri de lăsare, la cel mai mic, la cele mai mici probleme ce dau. Și practic de asta nu mai vorbim de echipele românești în cupele europene, de asta nu mai vorbim de echipele românești la campionate europene și mondiale. Eu țin minte, la un moment dat, jucam meci de meci în Champions League, aveam vreo 50 de meciuri în cupele europene și n-aveam un meci la echipa națională. Bine, nu mai vorbesc de Danciu, care Danciu cred că e cel mai nefavorizat jucător din istoria fotbalului românesc la echipa națională. Ivar m-a apucat câteva meciuri la echipa națională. Oblemenco n-a avut niciunul sărac. Adică Danciu la ce carieră a avut și goluri, e clar. Dar asta se întâmplă. Dar făceam o paralelă ce jucători erau pe post cu mine. Adică nici nu speram să joc la națională când aveai pe post cu tine pe Chivu, Rădoi, Dornel Munteanu. Adică stăteai în banca ta acolo și chiar dacă jucai la echipă mare, jucai meci de meci în cupele europene, trebuia să-ți vezi de treaba ta. Acum vedem și la echipa națională se schimbă jucători, 60-70 de jucători și foarte greu găsim niște jucători, practic, cu adevărat importanți care să fie scheletul echipei naționale. Dar care să fie cauza? Că generațiile sunt schimbate peste tot. Și în Italia, și în Spania, și în Anglia. Tinerii de astăzi se comportă diferit de cum se comportau jucătorii din anii 90, oriunde lume, nu numai la noi. Remus, ne-ar trebui vreo 5 emisiuni să dezbatem subiectul ăsta, care este cauza, că este clar. Eu am trăit în Austria și în Germania și de multe ori aduc exemple din zona respectivă. Acolo, în academie, copiii la 12-13 ani fac lecții de aplicare a sistemului tactic și noi facem fizică și chimie. Aici e diferența. Măcar că am face și fizică și chimie. Da. Nu știu dacă se face și asta. Da, dar exact. Eu mă uit aici și uite, mie, eu am fost un autodidact, să zic așa. Încă îmi place să citesc, încă îmi place. Mi-a plăcut mereu să învăț o limbă străină, să unde mă duc undeva să mă descurc. Luăm cazul Moruțan. Te duci în Turcia, la Galatasaray, la un club foarte important. N-am nimic cu el. Dar tu să nu știi să vorbești cât de cât basic o limbă străină care să te înțelegi cu oamenii aia acolo. Păi cum să performezi? Dacă tu, păi eu în secunda 1, dacă aș fi tânăr, eu am încercat chestia asta ca agent de jucători, să, o scurtă perioadă cât am fost, un an jumate, 2 ani, să încerc să le implementez copiilor chestiile astea, să învețe o limbă străină, să în momentul când face pasul, să facă un pas natural, să se descurce. Dar sunt foarte reticenți, nu interesează lucrurile astea, nu le văd importante și practic de aici pleacă totul, cred eu, de la implicarea lor și să realizeze că practic tot ceea ce de multe ori eu mă uitam la Astra pe final, vorbesc, tot îmi vine în minte că acolo eram mai bătrân, așa să zic, și vedeam jucătorii tineri, deci la ei fotbalul era pe locul 2, nu pe primul loc. Deci fotbalul practic era o chestie, ok, vin la antrenament 2 ore, dar eu să văd ce fac în celelalte 8 ore. Ei, noi ăștia mai bătrânii, Geraldo, Teixeira, eu știu, un Săpunar, un Daniel Nicolae, care eram la vremea respectivă acolo, pentru noi fotbalul era totul. Și după aia, ok, vedem noi ce mai facem în timpul liber. Dar ei, noi stăteam, eram singurii care ne spălam ghetele la 36 de ani, 35 de ani. Și ei stăteau cu ghetele murdare de noroi, le aruncau în vestiar. De asta vorbim. Vorbim de o educație de bun simț, care noi am crescut cu ele. Bun simțul ăsta și educația, noi am primit-o și de la părinți. Erau alte vremuri. Și de asta probabil am și performat. Eu uite, mă uit la echipa noastră, că în 16 ani azi de la Betis, da? De la meciul cu Betis, cred, 0-3. Așa e, da. Voiam să-ți amintești, da, și de asta. Da. Uite, din echipa aia, ca să facem așa, niciun jucător din generația noastră nu a ajuns la un club mare. Adică nu putem spune că cineva a ajuns la un club mare din generația aia, deși am jucat semifinală și am fost 3 ani în Champions League. Adică în afară de Mirel, ok, care s-a dus în țările arabe, Goian o perioadă la Palermo, Glasgow, Dică, Catania, care erau jucători exponențiali, nimeni, absolut niciun jucător, nu a făcut un pas la o echipă importantă. De ce? Pentru că nu eram niciunii mega fotbaliști, dar aveam o disciplină în ceea ce făceam. Știam fiecare ce putem face. Eu dacă știam că trebuie să recuperez și să dau la următorul, făceam lucrul ăsta și făceam bine. Și atunci fiecare făcându-și treaba lui, de asta au fost și performanțele respective. Acum dacă îi spun un jucător tânăr, uite, trebuie să faci. A, lasă-mă, iar mă înveți tu pe mine, știi tu pe toate. Ei, de asta suntem unde suntem. Da, și totuși la pesimismul tău și argumentat,
simt nevoia tu să, încă să mai sper că se pot face niște lucruri și, uite, apropo de preocupare, de decență, de bun simț, uite-te la, că se vede și la flash interviuri, la jucătorii de la Viitorul Farul. Știu să vorbească la microfon, știu să, să arate un anumit nivel, să bănuiesc că e și o anumită doză de bun simț în felul în care sunt crescuți acolo, chiar și cu excesele lui Gică, mult comentate, că țipă, că mai punem de jos militaria din pod, dar mie mi se pare că acolo da, este majoritatea clar că sunt pe calapodul bun. Da, nu putem acum să capitulăm și să spunem ok, nu mai avem nicio șansă. Într-adevăr, trebuie să fim implicați unde putem. Eu am la mine, prin natura business-ului meu, da, mă întâlnesc foarte mult cu părinți de copii, vin la mine în magazin și încep să le dau anumite sfaturi legate de viață și să-i învețe. În ziua de azi vă dau un exemplu. Un părinte, dacă copilul lui la 13 ani este rezervă la echipa de club, îl ia și îl mută să-l duce în altă parte. Și eu le explic. Asta face parte din procesul dezvoltării unui copil. Că dacă tu toată viața până la 18 ani ai fost titular la echipele pe unde ai fost, că a fost taică-tu și a dus pocloane pe acolo, și după aia la 19 ani te trezești rezervă, nu știi să te comporți. Deci vina mare și a părinților. Pentru că acești părinți nu înțeleg că un copil, da, trebuie să se dezvolte și cu bune și cu rele. N-ai cum să. Și de asta zic, sunt un pic pesimist prin prisma faptului că zi de zi mă lovesc de astfel de cazuri, le văd, sunt aproape de ele și văd cum se denaturează din ce în ce mai mult, practic, educația copiilor și aici aș pune, practic, vina pe umerii părinților, mare parte din ea. Dacă ar exista un sistem bine pus la punct de creștere, de cluburi care să crească copii și juniori, să funcționeze pe niște principii absolut corecte, poate să greșească și părinții, că se adaptează părinții la ceea ce îi cere școala. Exact, exact. Că dacă exact, nu poate exact, să-l mute și de aici, să-l mute dincolo unde e titular, că e prieten cu antrenorul, dacă și dincolo lucrurile sunt puse pe un calapod corect, atunci trebuie să se adapteze dacă vrea să-l facă fotbalist. Da, te rog. Nu, te rog. Aminteai de partida din urmă cu, cât ai zis, 16 ani, că eu nu mai știu să calculez, că e peste 16 ani sunt de la Betis Steaua, acel 0-3 absolut incredibil. Două goluri Bănel și unul Victoria și Iacob, dar vorba aia. Și tu, ai prins tu 10 minute acolo, ha? Da. Păi am intrat la 2-0, deci am câștigat cu 1-0 de când am intrat. Gata, colegii mei au pregătit echipa de atunci. Carlos în poartă, Ogăraru, Ghionea, Goian, Petre Marin, Nicoliță, Paraschiv, Rădoi, Boștină, Dică și Iacob. Ai mai intrat tu în locul lui Rădoi. Andrei Cristea, da, a intrat pe final în locul lui Bănel și Oprița în locul lui Boștină. Exact cum spuneai tu, când citești numele, nu pare o super echipă. Nu te gândești tu, exact. Wow, ce formulă fantastică. Adică nu este Steaua din 89, finalistă cu Milan. Exact. Și a reușit totuși să ajungă la un nivel foarte, foarte bun ca rezultate. Și ți-am spus și v-am enumerat și motivele. Pentru că eu, de exemplu, poate nu eram cel mai bun prieten cu Paraschiv, că era pe post cu mine. Dar eu înainte de meci cu Para, vorbeam Para, astăzi ne dăm viața unul pentru celălalt. Cap în contră, eu pentru tine, tu pentru mine. Adică aveam chestiile astea de grup și care nu neapărat trebuia să fie în afara terenului. Dacă erai pe teren, practic dădeai absolut totul. Și aveam în noi, și asta probabil vine și din educat, din juniorat. Acum noi ne-am antrenat numai pe ciment, toată generația noastră. Când intrai pe iarbă era sărbătoare. Și greul ăsta practic să regăseam noi. Da, te ambiționa și în primul rând noi, bine știm, jucam și cam de foame, cam toți dintre noi. Adică eu în familia mea și cred că mulți alții ca mine mâncam friptură o dată la 3 săptămâni sau la lună. De asta zic, am avut o copilărie grea și noi știam că asta e singura noastră șansă de a ne dezvolta și de a reuși ca și indivizi să jucăm fotbal. Și tot timpul fotbal a fost pentru noi singurul lucru. Păi eu de la 8 ani, țin minte, luam mingea și stăteam până la 8 seara cu mingea în stradă. Deci n-ai făcut fizică și chimie. Fizic și chimie. Da, eu
am avut noroc așa să am o mamă care a stat cu ochii pe mine și chiar am făcut un liceu de engleză, ceea ce nu e puțin, adică ca și fotbalist nu e puțin, adică n-am făcut un simplu liceu sportiv. Și chiar m-a ajutat în viață foarte mult aceste lucruri, pentru că oriunde am fost, chiar dacă, să zic așa, nu am reușit din punct de vedere fotbalistic la un nivel, dar am rămas cu niște persoane, prieteni, care practic, uite, avem un prieten comun, Evalina, eu cu Narcis, știe ce fel de om este, un om enciclopedia fotbalului nemțesc. Și vreau să zic că câte am învățat de la omul respectiv, dacă nu știam o limbă străină, cum să învăț? Rămâneam la nivel de... Și ai învățat și germana când ai fost în Austria? Da, dar vorbesc fluent și germana și engleză. Păi, da, așa e simplu, da. Putem face o paralelă, Florin, cu naționala de tineret? Și ce spui tu față, referitor la acea echipă a Stelei? Că uite, nu eram super... Poate nu eram super fotbaliști, n-am ajuns la echipe mari, deși ar fi niște nuanțe totuși. Goian a ajuns la Rangers când era echipă mare și după aia a devenit mai mică. Și hai să zicem că Rădoi putea avea un alt drum în viață dacă, mă rog. Și Ogăraru într-o perioadă a ajuns la Ajax. Da. Și Florin a jucat în Germania, totuși nu a jucat. Da, dar nu s-a referit la echipe mari. Da, nu, să păstrăm proporțiile, într-adevăr, sunt câteva excepții. Normal, noi, toți jucătorii, dacă luăm cupele europene de după noi sau chiar înainte de noi, cam toți jucătorii, de exemplu, echipele din, eu știu, din Polonia, absolut cam toți jucătorii merg în Bundesliga și joacă meci de meci. Da. Merg în Anglia, merg echipele din Portugalia, care ajungeau în fazele finale, păi toți se transferau în Anglia, se transferau în Spania, adică la noi a fost doar, de asta zic, noi n-am ieșit niciodată în evidență ca și jucători, poate în afară de Dică, care mai avea niște execuții de astea. În rest, eram o echipă de muncitori și o echipă care ne știam locul și practic am compensat foarte mult prin treaba asta. Iar legat de paralela ta cu tineretul, să zic așa... Da. De ce n-au ajuns ei la echipe mai... La echipe, nu neapărat foarte mari, dar măcar medii. Și aici sunt câteva excepții. Uite, Vali, eu vreau să zic că în momentul când m-am apucat de impresariat, am făcut un tur al Europei așa și am încercat să releg toate legăturile pe care le aveam. Și am avut oameni care pur și simplu mi-au spus în față, prieteni de-ai mei de 10 ani, mi-au spus, Florin, dacă mi-ai propus un jucător român, eu nu mai vorbesc cu tine. Și acum eu am rămas un pic stupefiat, adică și un pic, bă, stai puțin, trebuie să-mi dai un argument. Și omul mi-a zis la momentul respectiv, de la Chivu și Mutu, voi n-ați avut în un jucător, și a fost doar o excepție, care să plece de la echipa de club din România pe 2 milioane, și următorul pas să-l facă la mai mult. Și chiar asta m-am gândit, am făcut o analiză, era Kirikeș, dar Kirikeș venise de la Tottenham la Napoli, dar plecase pe 9, venise pe 5, da? Da. Și am stat și am făcut așa, am luat toți jucătorii chiar punctual. Și singurul care fusese, eram Maxim, care fusese de la Stuttgart la Mainz, plecase, nu știu, de pe 700.000 plecase din România pe 1 milion și după aia pleca pe 3 milioane sau ceva de genul. Cred că da, și Lobons, dar era în aceeași categorie cu Chivu, nu? Lobons din aceeași generație. Da, da. Dar poate Răzvan Marin să fie plecat din Răzvan Marin, că tot, Belgia la Ajax. Când eram eu, Răzvan Marin. Nu era subiectul că a fost după cu Răzvan Marin. Da, înțeleg. Dar a fost o chestie care pur și simplu m-a dărâmat și mi-a zis, bă, chiar oamenii ăștia, adică afară oamenii, se uită și văd și le iau, de exemplu, na, că vorbim de viitorul, că într-adevăr viitorul reprezintă un etalon al fotbalului românesc, tot ce înseamnă sectorul juvenil și tineret, pentru că practic de cei mai mulți jucători. Și atunci te gândești și omul vine și spune, am avut la un moment dat o discuție cu Young Boys Berman despre Florinel Coman, în care pur și simplu mi-a spus absolut tot, înainte să vină la Steaua, despre el, ce probleme are, ce... Și oamenii tot la fel, toți jucătorii mi-au spus, toți jucătorii care pleacă de la Academia Hagi vin înapoi sau nu fac următorul pas. Adică sunt foarte puține cazuri. Și atunci toate lucrurile astea lumea le analizează de afară. Și să fac anumite... Ei vorbesc pe cifre, pe grafice. Nu vorbesc pe că vine acum cineva la televizor și spune, mamă, ce bun e ăla. Nu, oamenii se uită pe cifre. Da. Și oamenii spuneau, păi mie îmi convine să mă duc să iau un jucător de la Academie, de la Dinamo Zagreb, care 80% din ei să duc la mai sus și câștigă mai mulți bani și putem să-i vindem. Da, aici, și asta e una dintre marile cauze. Aici e ușor nedrept pentru unii care poate chiar ar reuși, dar ar fi excepții, nu? Dar
cum spui tu, se uită pe cifre, se uită pe Dar eticheta este pusă oricum. Da, eticheta este pusă. Exact. Și de la Viitorul, în afară de Marin, s-au întors toți. Toți. Nedel cu Ianis, toți care au fost vânduți. Da, Ianis, să spunem că a plecat destul, o vârstă destul de fragedă, a stat Ianis un pic la Fiorentina, după care i-a ajutat România. Și a mai plecat odată. Și a mai plecat odată destul de bine la Glasgow, da. Da, mă rog, dar, și cu pasul superior după aventura la. Corect, dar în general eticheta asta jucătorului român care clachează și nu performează în străinătate, asta, cu asta trebuie să fim de acord, pentru că asta este realitatea. Un jucător croat sau un jucător sârb, probabilitatea să reușească este uriașă, adică 80-90% dintre jucătorii respectivi și reușesc să se impună la echipele lor de club, după care la fel sunt vânduți la alte echipe și din nou sunt într-o evidentă creștere de fiecare dată. Asta e realitatea. Genk l-a avut pe Ianis, care nu a confirmat, l-a avut pe Milinkovic, care a fost fantastic și a fost vândut cu mult mai mulți bani decât plătiseră belgienii pe el. Și atunci, cum spui tu, te orientezi către alt sârb sau către un croat? Da, vorbesc în general de altă naționalitate. Vorbeai de Genk, care l-au vândut pe Koulibaly, la fel. La fel, adică la Napoli, da. Cu jucători care confirmă, la un moment dat se vorbea de 100 de milioane să-l cumpere Chelsea. Da. Adică pe Malinovski, la Atalanta, tot de la Genk. Este realitatea dură și crudă, din păcate. Florina a mai revenit acum cu o sentință, ci o hotărâre a Curții Supreme, sau nu știu exact, că mă depășesc termenii ăștia, să se reia judecata pe anumite aspecte în duelul FCSB, CSA, Steaua. Atunci, tu la ce echipă ai jucat cu Betis? Da, eu atât știu că toată cariera mea am avut Steaua București pe piept. La fel, toate tricourile care le-am la mine depozitate în birou cu Steaua București pe piept. Nu neg că mi-aș fi dorit să joc și la FCSB. Florin,